Punctajele obținute de elevii din Sălaj ca urmare a frecventării acestora centrului de excelență din Sălău sunt sensibil mai mari față de anii anteriori. În acest sens, vizibile sunt rezultatele obținute la limba și literatura română, informatică, fizică și limba maghiară. Potrivit Ioanei Tuduce, directorul Centrului de Excelență Zalău, din totalul de 67 de elevi participanți la etapele naționale pentru disciplinele care au activități de pregătire în Centrul Județean de Excelență, 48 au fost elevi ai Centrului de Excelență. Pentru limba și literatura română, aș vrea să vă redau un fapt. În calitate de însoțitor la Olimpiada Internațională de la Constanța, am fost în licitație în plen pentru că, din partea județului Sălaj, au fost 3 participanți la etapa internațională. Asta s-a mai întâmplat doar pentru județul Iași, unde știm că există o tradiție pentru participarea la etapele internaționale. Așa că și rezultatele sunt pe măsură. 9 elevi din județul Sălaj, toți elevii ai centrului, au fost calificați la etapele internaționale ale olimpiadelor școlare. Numărul premiilor obținute în acest an, la etapa națională și internațională, este în creștere semnificativă față de anul școlar precedent. Mulți elevi au obținut în acest an premiile de tipul 1, 2, 3 la etapa națională și premii mențiune etapa internațională. De remarcat ar fi faptul că unii elevi au participat la mai multe olimpiade, reușind să obțină rezultate în urma participării efective sau ca asistent la mai multe grupe de excelență.